Decesul lui Alecu Iorgulescu i-a îndurerat pe cei care l-au cunoscut și nu numai. Întristați de pierderea lui Nea Alecu, câțiva dintre cei care l-au cunoscut bine pe fostul anfitrion al fotbalului giurgiuvean vor fi alături de Viorica Țigău în această seară la emisiunea Sport Arena. Foștii fotbaliști Tudorel Spoială, Gheorghe Penescu și nu în ultimul rând Narcis Coman își vor aduce aminte de cele mai memorabile momente petrecute alături de Alecu Iorgulescu. Telespectatorii vor avea oportunitatea să afle mai multe detalii despre cel a cărui viață se confundă cu istoria clubului Dunărea Giurgiu, clubul pentru care s-a dedicat de-a lungul anilor ca jucător, antrenor și președinte. Alecu Iorgulescu a fost condus pe ultimul drum de foarte mulți apropiați. Mai multe interviuri cu cei prezenți la mormântarea fostei glorii fotbalistice veți putea urmări la emisiunea Sport Arena. Nu ratați ediția din această seară In Memoriam Alecu Iorgulescu. Pentru toți sportivii din municipiul Giurgiu și din județul Giurgiu, le urez multă sănătate, fără accidente și să progreseze, să urce la echipe mari.